Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest episod vă voi prezenta o formulă de armonie mi minor. Iar în acest episod, armonia, pentru că este de mi minor, o puteți lega cu mai multe melodii care sunt din același ton. Hai să vă arăt un pic cum sună armonia. Ok, acum că ați auzit-o, să vă și arăt cum se face corect. Deci, începeți de la mi minor. Nu voi lua și cu stânga pentru că nu pot. Țin telefonul într-o mână și cealaltă cânt. Dar armonia vine cam așa. Ok, vă arăt aceeași parte, numai că mai rar. Ok, acum să vă spun și ce iau. Deci, mi minor, do major, la 7, Re7, Si7, Mi minor, iar veni cam așa. Iar acum vă voi arăta aceeași parte, numai că a doua oară vine puțin diferit la final. Vine așa. Ok? Acum armonia la partea a doua. Dacă vreți să știți, eu fac această armonie la melodia Ferice de cine poate. Voi lăsa în titlu ca să vă dați seama din prima la ce melodie este armonia. Iar acum la partea a doua o voi cânta întâi cum se cântă normal, eu cu la 135, iar apoi o voi da mai lent la a doua parte. Deci, întâi se face o trecere din mi minor în sol major. Aceasta este trecerea, deci noi momentan încă suntem în mi minor. Iar se face această trecere. Deci mi minor, Re7, răsunat. Și sol major, la fel răsunat. Iar apoi vine. Iar aceasta s-ar putea să fie o parte un pic mai complicată, deci. Iar acum.
veniți cu, cu toată mâna. Și acum la fel. Iar acum Mi 7, La minor, Si 7, Mi minor. Acum aceeași parte, numai că fără ritm, dar mai rapid. Ok. V-am spus, aceasta este forma de acompaniament armonie cu dreapta și acum vă voi arăta cu stânga. Deci vine întâi rapid. Mi minor, Mi minor, Do major, La 7, Re major, Si 7, Mi minor, Do major, Si 7, Mi minor. Acum cu ritm. Ok. Iar acum la armonia, la partea a doua, unde se face și a trecere din Mi minor în sol major. Ok, cam acesta ar fi tutorialul de astăzi. Mă scuzați că nu mi-a postat de foarte mult timp, însă am fost prins cu școala, pentru că școala a început, dar acum am reintrat în online, iar de acum voi posta mult mai des. Vă pup!